Sunt discuții deja din 2012, încă de la preluarea mandatului. Cei mai tineri ne-au solicitat grădinițe curat prelungite în orașul Ovidiu. Sigur că primii pași am făcut încă de atunci. Trebuie să o spunem că în orașul Ovidiu sunt două grădinițe, în zone total opuse, de aceea dacă în 2012 am înființat o primă clasă de grădiniță cu orar prelungit la una din grădinițe, anul trecut, pentru că a fost un succes și am avut nevoie și în cealaltă parte, am înființat o grupă pentru cei mici și la cealaltă grădiniță. Este un sprijin prin care primăria și Consiliul Local s-au implicat. I-am sprijinit pe cei tineri și am spus că putem susține inclusiv noi primăria din bugetul local norma de hrană a copiilor. 50% am plătit noi, 50% părinții. Astăzi se face un alt pas important pentru noi. După cele două clase de grădiniță cu orar prelungit, am spus că nu este suficient și totuși avem nevoie și de o creșă în orașul Ovidiu. Cei mai tineri spun, domnul primar, cu scuze de legoare, noi ne-am dorit să mergem la un job, nu putem să plecăm amândoi de acasă pentru că avem copii mici și nu întotdeauna părinții sau bunicii sunt lângă noi, eventual să-i lăsăm cu ei. De aceea am depus acest proiect acum un an de zile, am obținut deja finanțarea, trebuie să vă spun că am semnat deja contractul de finanțare. E un proiect pe finanțare europeană în valoare de aproximativ 350.000 de euro, s-a semnat pe data de 1 luna aceasta. Estimarea noastră este că după ce urmăm toate procedurile undeva toamnă, târziu, cel mai probabil să închidem și contractul pe licitație și să desemnăm câștigătorul. Sperăm să nu fie contestați așa cum se mai întâmplă de obicei și să putem începe lucrarea cât de târziu anul acesta, pentru că targetul nostru este undeva ca la sfârșitul anului viitor, cel mai probabil în septembrie, la începutul de an școlar, să inaugurăm această creșă. La sezonul rece nu-i prietenos cu constructorii? Nu este deloc prietenos. Acum nici iernile n-au fost foarte grele în ultimul timp în Constanța. Avem deja o experiență bună, practică. Trebuie să vă spun că într-o lună de zile, în septembrie, mai e puțin, inaugurăm o școală și o grădiniță nouă în satul Poiana. Și acolo, deși părea așa un termen relativ strâns, tot într-un an de zile am reușit să finalizăm lucrarea. La începutul de an, nou an școlar, în septembrie, o vom inaugura. Așa că e o dovadă că este posibil. Ca și lucrarea este tot de același gen și ca suprafață, așa că nu văd de ce nu ne-am descurcat și n-am finalizat o lucrare cu condiția, într-adevăr, să începem cât de târziu anul acesta. Chiar aici se va construi? Chiar pe această locație, lângă noi este un loc de joacă, suntem între o grădiniță și geamie. Este o locație pe care expre noi deja n-am mai investit și știu că erau solicitări din comunitate și ne spuneau de ce nu venim să investim în acest loc de joacă, pentru că știam că îl vom reloca și că aici se va construi altceva. Trebuie să vă spun că pe această investiție au fost luate în calcul toate dotările, sală de mese, spații de dormit, cabinet medical, cu absolut toate dotările necesare. Jucărelele astea pleacă de aici? Se vor reloca, dar asta nu înseamnă că în spațiul grădiniței și lângă grădiniță și sunt și alte soluții și este chiar spațiul de alături unde copiii pot ieși inclusiv afară pentru un mic spațiu de joacă, fără niciun dubiu, doar că în zona aceasta, spre șosea, între geamie și clădirea grădiniței, într-adevăr, este locația ideală pentru o creșă, pentru că foarte aproape este și grădinița și școala gimnazială Poet Ovidiu. Să facem spunte, să facem acțiune.